Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. A doua jumătate a lunii martie vine către noi cu o propunere interesantă de a pune la punct deciziile cu bătaie lungă, de a dezvolta percepția asupra elementelor esențiale din viața noastră, de a depăși încercările pe care ni le propune destinul, de a pune în valoare adevăratul nostru potențial și, nu în ultimul rând, de a reintra pe drumul corect. Vom discuta despre toate acestea astăzi alături de Valeriu Pănoiu, astrolog. Bună ziua, Vali, și bine ai revenit! Bun găsit! Avem o săptămână, de fapt un sfârșit de lună foarte interesant, foarte multe marcaje astrale, unele dintre ele inedite. Să vedem care este perspectiva acestui sfârșit de lună și la ce ne îndeamnă aspectele prezente. Prima dintre zodii, berbecul, cu care și începem analiza, este și cea mai solicitată, pentru că sfârșitul de lună martie aduce foarte multe planete în zodia berbecului. Și va trebui să menționăm că săptămâna viitoare avem echinocțiul de primăvară, adică soarele va intra în prima dintre zodii pe 20 martie. Pe urmă ne îndreptăm spre luna nouă, care se va întâmpla pe 28 martie. Venus este retrogradă în berbec. Prin urmare, este o perioadă extrem de încărcată din punctul de vedere al deciziilor pe care berbecii trebuie să le ia asupra propriei vieți. Singura problemă în acest moment este că berbecii au tendința de a lua decizii și pentru alții. Și aici este punctul maxim de autocontrol și de ciocnire, pentru că atât de multă energie de inițiativă îi poate destabiliza pe toți cei din preajma berbecilor. Berbecii este cazul să-și vadă limitele acum și să nu mai funcționeze doar ca niște săgeți care sunt orientate spre ceilalți. Este foarte bine să își vadă și de binele personal. Venus retrogradă în berbec, exact la asta îi îndeamnă. Interes pentru propriul destin. Altfel, dacă se duc doar în viața altora și se preocupă doar de ceea ce pot schimba pentru alții, berbecii riscă să se epuizeze fizic. Și atunci vom vedea berbeci care rămân fără energie, berbeci devitalizați, care au nevoie de foarte multe vitamine, care au nevoie să schimbe stilul de viață, tratamentul, pentru că pur și simplu nu mai fac viață, nu mai fac față. Din cauza acestei implicări excesive în viața celor din jur. Ei oricum fiind solicitați și la nivel personal, nu putem spune că berbecii au o viață lipsită de preocupări. Infiltrarea și în destinele altora ca o concluzie nu este indicată. De aceea, fiind atât de încercat și din punct de vedere personal, este bine să își vadă berbecii mai ales de obstacolele pe care le au ei depășit și să nu mai poarte războaiele altora. Poate este bine ca în a doua jumătate a lunii martie berbecii să lase puțin frâiele, mai ales în ceea ce privește viața de familie și în special relația cu partenerul, pentru că l-avem pe Jupiter în balanță în opoziție cu Uranus și cu Mercur la sfârșitul lunii martie. Avem activat careul în T pe semne cardinale, care le transmite berbecilor nevoia de a încetini ritmul și de a nu mai privi atât de mult spre ceilalți. Este o perioadă în care berbecii suferă de o funcție hiper. Ei sunt excesivi în tot ceea ce fac și lipsa de măsură se va resimți în orice fel de acțiune. Berbecii s-ar putea să strice armonia printr-un cuvânt prost plasat, printr-o glumă greșit înțeleasă. De aceea sfatul este să se abțină atunci când simt că deja lucrurile au mers într-o direcție greșită. Secretul pentru berbeci în a doua jumătate a lunii martie este să știe să se oprească la timp în orice. Atunci când vorbesc, atunci când fac ceva sau atunci când visează, pentru că avem și acea categorie de berbeci printre noi care își fac foarte multe planuri de viitor, care visează destul de mult cu ochii deschiși și atunci ei trebuie să revină puțin la realitate și să se întoarcă cu picioarele pe pământ. Tot Venus retrogradă împreună cu tranzitul foarte rapid al lui Mercur prin zodia lor îi face pe berbeci să se și răzgândească
punându-i pe ceilalți într-o dificultate și mai mare. Berbecii acționează, ajung la capătul puterilor și își dau seama că au greșit direcția sau că au dat prea mult. Și atunci berbecii își retrag sprijinul și din nou răstoarnă un lucru pe care tot ei l-au dezechilibrat. Este o perioadă în care berbecii este foarte bine să se preocupe de reinventarea lor personală, exact, să-și schimbe stilul de viață, să facă lucrurile mai cu măsură și să fie foarte atenți la modul în care se prezintă în lume. Este bine să-și vadă de starea de sănătate, este important să ia decizii în primul rând pentru ei și mai puțin pentru alții, da, și de asemenea se pot reorienta către modul în care ei se simt în așa propriul este corp. Vorbind despre intrarea soarelui în semnul lor, exact cum spuneai, Vali, această intrare a soarelui în berbec atrage nevoia de a-și dezvolta percepția asupra lucrurilor importante din viața lor. Deci berbecii trebuie să se concentreze absolut obligatoriu pe ceea ce este relevant, obligatoriu în viața lor. Nu au timp nici măcar să se concentreze pe toate aspectele vieții lor, dar aminte, exact cum spuneai, pe aspecte din viața celorlalți. Asta nu înseamnă că invităm la egoism sau la ermetism, nu, dar la această centrare, pentru că este o nouă etapă care devine punct de plecare pentru propriile acumulări. Vor valorifica foarte interesant sursele de venituri, pot pune un nou accent pe destinul personal, iată, destinul personal capătă o mare forță, poate fi chiar apogeul afirmării personalității, au atâtea aspecte în semnul lor. Ies foarte bine în față, berbecii. Exact, chiar și luna nouă, deci iată cât de frumos se prefigurează această perioadă. Noi capitole care se deschid în viața acestora și pot pune la punct deciziile cu bătaie lungă, pe 28 martie poate fi un moment de înțelegere deplină a sensului propriei existențe, chiar o însumare, putem spune, a energiei afective cu energia mentală. Există un aspect ușor delicat, conflictele cu propria mentalitate, care pe data de 24 martie pe cuadratura Mercur-Pluton arată că ar trebui puse la punct lucrurile care se incomodează reciproc. Adică dacă există un conflict între două situații, între două acțiuni, să spunem, anumite persoane le cer ceva berbecilor, altele altceva, deci aceste situații conflictuale incomodându-se reciproc trebuie absolut obligatoriu puse la punct și armonizate. Pot apărea schimbări de fond pe această cuadratură Jupiter-Pluton, șansa de a înțelege de ce li se întâmplă ceea ce li se întâmplă, care este voința divinității și cum pot fi depășite situațiile anacronice. O singură concluzie pentru ei, data de 26 martie, această conjuncție interesantă Mercur-Uranus îi va ajuta să sesizeze situații ingenioase pentru atingerea scopurilor, iar zilele acestea, mare atenție, prezența lui Saturn la grad oarecum anaretic, da, 28 de grade săgetător, în casa filozofiei pentru ei, invită la reflecție privind erorile karmice. Deci pot vedea consecințele directe ale acțiunilor din trecut. Mergem mai departe să vedem pentru tauri ce aspecte relevante avem zilele acestea. Taurii au destul de multe bătăi de cap, să spunem, din start în a doua jumătate a lunii martie, pentru că majoritatea planetelor sunt concentrate în casa a 12-a pentru tauri. Planetele acestea din berbec le dau taurilor niște impulsuri care îi forțează să se descarce în urma unor reprimări sau unor acumulări de energie pe care nu au exprimat-o. Taurii simt că vor și nu pot. Își doresc ceva și nu obțin. Au toate oportunitățile deschise, aparent, însă nu atrag oamenii potriviți la momentul potrivit care să îi ajute să finalizeze ceea ce își doresc. Este o perioadă destul de haotică pentru tauri, cel puțin ei așa percep lucrurile. În esență, a doua jumătate a lunii martie îi obligă pe tauri să aibă un moment de respiro, să amâne puțin lucrurile și să nu se mai precipite. Tot ceea ce este important pentru tauri li se întâmplă fără voia lor și li se întâmplă de la sine. Oricât ar încerca taurii să acționeze, ei avându-l acum și pe Marte în zodia proprie, șansele lor de reușită depind de alții.
Deci taurii nu prea pot întreprinde foarte multe lucruri pe cont propriu. Nu este o perioadă de individualitate, ci este o perioadă în care există și destul de multe consecințe karmice. Casa a 12-a încărcată aduce acum pentru tauri deznodământul unor situații pe care tot ei le-au provocat. Adică taurii acum plătesc într-un fel pentru alegerile pe care le-au făcut. Nu ne gândim la o plată dificilă, la o sancțiune sau la ceva extrem de greu de dus, ci pur și simplu la rezultatele pe care ei le-au generat. Adică ceea ce și-au dorit în trecut, la un moment dat, li se poate întâmpla acum, când circumstanțele îi fac să-și dorească altceva. Deci taurii sunt în acea situație în care primesc în acest moment ceva ce și-au dorit acum 2 ani, dar de care au uitat și de care nu mai au nevoie. În acest context vorbim despre niște consecințe karmice. Ei, de asemenea, se concentrează foarte mult pe viața lor interioară și este o perioadă foarte bună de introspecție, este o perioadă foarte bună în care taurii să aibă o serie de revelații și chiar o relație foarte apropiată cu planul transcendent, să comunice cu Îngerul Păzitor, să se roage foarte mult, să meargă la biserică, să meargă în locuri încărcate energetic, și să se izoleze, să se însingureze. Și încă un aspect, Vali, înainte de a ajunge la concluzie, ar trebui să vadă cum cad zarurile în această perioadă nativii Taur, pentru a înainte de a definitiva sau de a pune punctul pe ei în orice mișcare. Mai exact, să nu se arunce orbește niciun fel de luptă, niciun fel de conflict, să conștientizeze datoriile față de Saturn și față de Luna Neagră, care sunt într-o casă destul de dificilă și foarte puternică din punct de vedere al profunzimii psihice, o casă care îi solicită foarte mult la nivel de transformare. Încercările trebuie depășite obligatoriu, pe profilul acum sau niciodată. Este o încărcătură destul de puternică pentru aceștia și să se adapteze la cerințele momentului. Li se cere foarte mult autocontrol, deoarece pot exista situații limită. Nu ar trebui să refuze abordarea înțeleaptă a problemelor care îi macină foarte mult. Ele vor apărea fără doar și poate. Este, putem spune, într-un mod optimist, o perioadă de călire psihică pentru nativii Taur, de găsirea maturității în acțiunile pe care le întreprind, iar această cuadratură despre care vorbeai, Mercur-Pluton, arată nevoia de a pune în valoare și potențialul mental, adică de a găsi soluții optime acțiunilor care sunt de anvergură în viața lor și soluțiilor și de a găsi soluții problemelor pe care alții le propun. Un aspect relevant în această perioadă, evidențiat mai ales pe 28 martie, când are loc acest fenomen de lună nouă, este acela că ascensiunea este permisă doar dacă este în sensul evoluției lor spirituale, adică în sensul unui ideal, în valorificarea unui ideal. Mare atenție, anumite lucruri pot părea în această perioadă de amplificare a casei 8-a de neînțeles, ușor apăsătoare, dar ele trebuie considerate restante și un soi de situații care se pot anula cu ajutorul unor observații obiective. O concluzie, ei reintră acum pe linia lor de destin corect, într-o zonă în care poate temporar s-au abătut. Se pot intersecta cu aceste evenimente, spuneam, de neînțeles, de o mare subtilitate, mai ales taurii care se ocupă de zona aceasta ezoterică, de zona spirituală, de zona religioasă, le înțeleg subtilitatea evenimentelor prin care trec și vor înțelege mesajul lucrurilor care li se întâmplă, poate peste ani și ani, într-un mod cu adevărat obiectiv. Să mergem mai departe, să vedem gemenii, ce aspecte au zilele acestea. Gemenii își activează unul dintre cele mai reprezentative sectoare pentru ei, și anume cel al relațiilor. Este o perioadă în care acești nativi se înconjoară de foarte mulți oameni. Gemenii se regăsesc în situații complexe de viață, ei funcționează bine în mijlocul echipelor, sunt foarte buni oameni de echipă, se asociază cu alții, găsesc o organizație în care să se înscrie, promovează anumite idei în grupul de prieteni, coalizează grupul în jurul lor. Este un fel de campanie electorală pe care o conduc gemenii în viața lor, în care îi antrenează ușor-ușor pe ceilalți. Ei sunt un factor de coagulare
pentru toți oamenii din viața lor și sunt excelenții, am spus deja, jucători de echipă, dar sunt excelenții agenți de intermediere, pentru că este o perioadă în care gemenii obțin foarte mult prin foarte multe rezultate prin alții, apelând la cunoștințe și, de asemenea, ei intermediază foarte multe relații. Gemenii pot să, de exemplu, să ajute oameni să se cunoască, alții, da. Da, să intermedieze relații de schimb sau chiar să facă diverse servicii matrimoniale, să prezinte să faciliteze întâlnirea a două persoane singure care să formeze un cuplu. Gemenii, iată, sunt un fel de nași ai zodiacului la sfârșitul lunii martie. Ei, oricum, având o etapă din viață în care totul li se accelerează. Deci ei trăiesc la galop, lucrurile vin foarte rapid spre ei și au o mare greutate în a-și stabili un ritm corect. Gemenii s-ar putea să doarmă mai puțin, să fie extrem de solicitați din punct de vedere mental, pentru că simt pe alocuri că scapă controlul, pierd situațiile de sub orizontul lor și se pot trezi luați pe sus de val. Deci gemenii care se îmbrăște acum în mult prea multe activități, care intră în viața mult prea multor oameni, s-ar putea să-și dea seama că nu mai au timp pentru ei și că ajung în ipostaza în care trăiesc și berbecii acum, în care nu-și fructifică propria șansă pentru că se concentrează pe viața altora. Viitorul oricum are foarte multe nuanțe și conotații pentru gemeni și de multe ori li se întâmplă acum. Deci gemenii se pot aștepta, mai ales că suntem pe această conjuncție Mercur-Uranus la sfârșit de lună, se pot aștepta ca lucrurile pe care ei și le proiectau peste un timp, de exemplu peste un an de zile, să le vină acum. Relevant, de asemenea, pentru gemeni este și această intrare a lui Marte, trebuie să spunem lucrul acesta, într-o casă delicată, casa... poate să nu spunem a dușmăniilor karmice, dar casa lucrurilor subtile, lucrurilor ascunse, a oamenilor care pot avea aversiune ascunsă față de ei. Și pe 31 martie vor și a lui Mercur, intrarea lui Mercur în casa 12-a, arată faptul că aici ar trebui să fie zona în care ei se concentrează și își arată măiestria. Lecția de viață vizează regăsirea echilibrului între mental și emoțional prin înțelegerea superioară a realității. Gemenii trebuie să înțeleagă în această perioadă că orice li se întâmplă trebuie accesat la un nivel superior, pentru că astfel vor fi înfrânate frământările sufletești și vor încerca, punându-se în pielea celorlalți, să atenueze orice tip de neînțelegere sau de supărare. Iată că acest Marte îi solicită în această perioadă, invitându-i să câștige în maturitate prin ignorarea acestor conflicte care pot veni destul de tendențios din partea anturajului. Planul emoțional poate fi și el ușor obturat de numeroasele probleme conflictuale sau care pot părea conflictuale chiar dacă nu sunt. Acest Marte te poate face să crezi și ceea ce nu este neapărat într-un plan al realității printr-o anumită aversiune cu care vine către tine. Intrarea Soarelui tot în casa 12-a pe 20 martie arată necesitatea absolută de a comunica cu propriul subconștient, de a nu se opune acelor situații în care trebuie să se poarte cu mânuși cu anumite persoane și în care cu persoane cu care s-ar putea să fie în competiție, pentru că Soarele arată această atitudine ușor conflictuală cu oameni cu care sunt pe același palier, să fie atenți ce carte de vizită le propun colaboratorilor și să nu se lase intimidați de posibilele inadvertențe cu opiniile celorlalți. Deci, din acest punct de vedere, totul trebuie tratat cu foarte multă subtilitate și cu foarte multă atenție. Nu este o perioadă gravă, dură, dar este o perioadă, putem spune, de atenționare. Este un moment
karmic în materie de armonizare cu cei din jur, trebuie să găsească o cale amiabilă de conciliere cu aceste trei planete în casa secretelor și a dușmăniilor karmice, a strategiilor ascunse și nu în ultimul rând în casa celor care acționează din umbră. Vor fi oameni care pot impacta destinul gemenilor acționând din umbră. De aceea este nevoie de tact în toate tipurile de comunicare, să încerce să apere rezervele de energie pe care le au. Oricum este o oarecare devitalizare, exact cum spuneai, Valeriu, din cauza acelui Saturn și a lunii negre în semn opus. Ei trebuie să fie mult mai atenți cu rezervele energetice, să nu intre în conflicte inutile și să-și apropie numai oamenii pe care se pot baza cu adevărat, iar luna nouă de pe 28 martie este, putem spune ca o concluzie, o supapă către raportarea la situații de amploare în compania unor persoane cu profil uranian, adică cu o inteligență peste medie. Aceste persoane le sunt foarte favorabile. Mergem mai departe, sfârșitul lunii martie pentru raci. Pentru raci, veștile sunt încurajatoare și îmbucurătoare, pentru că aglomerarea de planete se produce pe segmentul imaginii publice. Și atunci racii pot să aibă o perioadă foarte bună de afirmare, atât profesională cât și socială. Este o vreme foarte bună pentru nativii rac să valorifice o șansă, o oportunitate și să aibă o foarte mare realizare pe care și-au dorit-o de ceva timp. Racii pur și simplu simt că este momentul, simt că nu mai trebuie să tergiverseze lucrurile și simt că acum pot să pună mâna pe un trofeu. Un trofeu poate să fie o funcție, poate să fie îmblânzirea relației cu autoritate sau accesul la niște avantaje care vin prin legătura cu o instituție. Este o perioadă în care racii își reglează foarte bine relațiile cu tot ce înseamnă autoritate, factori de autoritate, au trecere la șef, au trecere la persoanele suspuse și, de asemenea, toți racii își atrag foarte multe beneficii prin relația cu părintele de același sex. Acolo trebuie să lucreze destul de mult racii, pentru că părintele de același sex acționează acum ca un fel de avocat, de intermediar. Sau, dacă nu mai există în viață părintele de același sex, vorbim despre o figură de același sex reprezentativă care joacă rolul de părinte sau om de încredere în propria viață. Există și un element de presiune în tot acest context, pentru că racilor lucrurile nu le vin chiar ușor. Ei trebuie să facă 7 drumuri înainte să rezolve o situație, au de muncit destul de mult să convingă pe cineva că merită într-adevăr anumite privilegii, ba chiar li se cere să demonstreze sau li se cere să mai încerce încă o dată. Ideea este pentru rac să nu renunțe, pentru că Venus retrogradă le poate da succes dacă ei folosesc a doua șansă. Atâta timp cât racul încearcă acum și nu iese din prima, nu e bine să se oprească. Deci racii pot să aibă avantaje dacă plusează, dacă forțează, spre deosebire de alte zodii, de exemplu taurii, care dacă forțează lucrurile nu obțin mare lucru. Pentru raci este timpul de acțiune și de inițiativă pe principiul acum ori niciodată, la fel cum spuneai tu la berbeci. Presiunea pe care o resimt racii în această perioadă este un element pe care și el îl proiectează asupra familiei, pentru că racii de asemenea simt nevoia să-i forțeze pe cei de acasă în vederea obținerii unor schimbări. Racii sunt implicați activ în tot ceea ce înseamnă casă, domiciliu, locuință și acolo vor să obțină ceea ce e timpul să pună la punct, să rezolve. Este important să utilizeze foarte mult logica în plan profesional. Iată o zonă foarte amprentată în această perioadă. Există și o dorință de a face lucrurile pe cont propriu într-o manieră atipică, ceea ce le marchează destinul. Nu trebuie să colaboreze cu oameni care nu au pregătirea lor.
Este ca o subminare văzut acest aspect. Pot avea aptitudini de tot felul în această perioadă și chiar un soi de atracție pentru colaboratori expansivi. Există indicele unei configurații, a unei conjuncturi profesionale reușite până la sfârșitul lunii, chiar pot atrage prietenii influente, durabile, de perspectivă în scopul atingerii unor proiecte de durată. Acest Marte pentru ei, într-o casă mai prietenoasă decât pentru ceilalți, îi ajută să-și dezvolte empatia, să înțeleagă că pot ieși în evidență fără a fi pe piedestal, să realizeze că urcușul social nu se poate efectua și fără anumite situații în care poate lucrurile parcă se clatină, chiar dacă nu este așa. Este vorba despre casa 11, o casă atât de elevată, casa vărsătorului. Unde în trecut au refuzat împăcarea, acum vor fi obligați să soluționeze conflictele cu cei din jur. Este o perioadă a împăcărilor, o perioadă în care se pun în slujba celorlalți, în care, spuneam, este profitabil și prolific să facă tot felul și să intre în tot felul de proiecte futuriste, avangardiste. Să soluționeze anumite procese, spre exemplu, pentru cei care au anumite situații încrâncenate, înverșunate, este foarte bine acum să le termine, să le lucideze într-un fel sau altul. Pot beneficia de asemenea de oportunitățile jupiteriene în zona imobiliară, adică intuiție în zona achiziționării unei case sau flair financiar în renovarea unor imobile. Trebuie regândită întreaga structură profesională, ca o concluzie, prin prisma noilor propuneri. Trebuie să descopere o nouă manieră de a comunica cu colegii de serviciu, iar pe 28 martie li se reamintește pe această lună nouă care este planul lor profesional. Cum pot, de fapt, funcționa la cote maxime? Cum pot fructifica? Cum pot înțelege zonele în care mare atenție au frânat până acum progresul? Practic vor debloca anumite pârghii și le transformă în soluții. Revenim după publicitate pentru a vedea și ce previziune avem pentru nativii leu. Am revenit să vedem valii pentru lei, care sunt marcajele zilelor următoare. Leii sunt într-un punct al vieții în care trebuie să-și facă foarte clar un bilanț în ceea ce privește viața lor personală, viața de familie, viața socială. Practic trebuie să regândească tot. Este o perioadă acum la sfârșitul lunii martie în care li se modifică radical foarte multe convingeri. Leii până acum credeau că lucrurile în viața lor trebuie să stea într-un anume fel sau că li se potrivește ceva și iată că vine viața cu experiențe sau cu persoane noi ca să-i contrazică. Deci leii se simt contraziși în convingerile lor de către realitate. Prin urmare, este o perioadă în care leii învață să se reconfigureze în funcție de ceea ce vine spre ei. Este un culoar de ușurare pentru nativii leu, mai ales pentru cei care au încercat de 2, 3, 4 ori același lucru și n-au obținut rezultate, ei acum, ajungând la concluzia, fie că trebuie să schimbe metoda, fie că trebuie să schimbe persoanele pe care le au în preajmă. Este o etapă, spuneam, de reclădire, de rearanjare, ca un cub care se potrivește pe alte culori decât înainte. Leii, în primul rând, fac un mare salt către înțelepciune, pentru că încep să privească lucrurile dintr-o perspectivă superioară și detașată. Există foarte multă detașare acum în viața leilor și ei sunt dispuși să iasă din niște roluri pe care și le-au asumat. Ei nu mai vor să fie nici victimele celorlalți, nu mai vor să fie nici agresori, nu mai vor să fie nici salvatori și se dezic de implicarea în viața altora atâta timp cât din partea celorlalți nu vine nimic. Deci este o perioadă în care leii, în urma unor evaluări foarte serioase asupra mai ales a prezenței oamenilor în viața lor, trag niște concluzii și fac demersuri, ajungând să treacă chiar la acțiune. Deci leii acționează în sensul în care spun lucrurilor pe nume și recunosc față de ei
că nu e chiar așa cum ar fi vrut ei să fie. Această renunțare la a obține ceea ce își doresc îi eliberează pe lei, care au astfel ocazia să întâlnească niște persoane de maximă încredere. Acesta este punctul forte al leilor la sfârșitul lunii martie, întâlnirea unor oameni cu rol de mentori. Lei care au nevoie de serviciile unui specialist sunt foarte angajați, foarte avantajați. Dacă au nevoie să consulte un medic, vor ajunge exact la medicul potrivit. Dacă au nevoie de un avocat, vor întâlni acum persoana pe care pot să se bazeze 100%. Dacă merg pe această variantă a consilierii și dacă știu să își pună problema în mâinile altcuiva, lei acum într-adevăr reușesc foarte bine să soluționeze niște probleme prin ceilalți, prin experți. Nu este cazul să ia atât de mult asupra lor, pot să delege cu încredere și rezolvarea vine bazându-se pe alții. De asemenea, foarte mulți lei se găsesc acum în ipostaza în care sunt consilieri pentru alții. Se trezește nevoia de a-i învăța pe alții în foarte mulți lei și poate unii își schimbă orientarea profesională sau poziția în cadrul companiei în care lucrează, astfel încât să aibă contact direct cu publicul sau să îi consilieze pe alții, se pot găsi în rol de formatori, de traineri. Deci lei își împărtășesc în această perioadă experiența lor profesională cu colegii sau cu cineva din exteriorul firmei unde sunt angajați. O concluzie, Valer. Această centrare a leilor pe nevoia de a-și așeza viața pe alte repere decât până acum, această nevoie de a renunța la niște dorințe care nu se împlinesc și care evident nu sunt pentru ei, îi poate aduce pe lei în situații de dualitate și de ispită. Jupiter în balanță, în opoziție cu planetele din Berbec, le poate da leilor ocazia de a se întâlni cu o bifurcație în viața lor. Ei au acum de făcut o alegere care s-ar putea să fie destul de critică. De aceea lei vor fi nesiguri dacă este benefic să continue pe drumul pe care au început sau să schimbe și încă o dată revenim la nevoia lor de a cere ghidare, călăuzire pe orice cale, fie printr-o persoană de încredere, fie prin rugăciune și contact direct cu așa este, divinitatea. Este o perioadă, într-adevăr, Valeriu, de regenerare spirituală pentru lei, dar și de sistematizare inteligentă prin conexiuni logice a propriei vieți. Cu alte cuvinte, acea triere despre care vorbeai a relaționalului nu este o triere de conjunctură sau nu este un moft pentru nativii leu, este ceva absolut obligatoriu, fără de care ei putem spune că nu-și mai găsesc liniștea. Pentru că nu mai merge. Pentru că nu mai merge, exact. Nu este nici vina lor, nici vina persoanelor cu care pot intra în, nu putem spune conflicte, nu sunt conflicte reale neapărat. Sunt ca și când acele bifurcații încep să se manifeste. Este o concentrare puternică în a întrezări sau valorifica câștiguri adecvate, iată un alt segment pe care ar trebui să se concentreze. Trebuie văzut aceste momente în care ei pot valorifica ceea ce există sau ceva ce nu există poate fi pus în practică. Trebuie văzute ca și când ar face un popas, s-ar reculege și ar alege anumite elemente pentru destinul lor următor. Trebuie să valorifice ceea ce știu să facă. Asta le cere Saturn în casa a cincea și intrarea lui Marte și Mercur în Taur. De reformulat raportul cu propriul destin, spuneai cu divinitatea foarte frumos, autoperfecționare și inventivitate și de asemenea pot vedea efectul financiar al muncii lor, de analizat raportarea
la cei cu care împart aceeași piramidă socială. Iată, iarăși un marcaj foarte relevant, iar pe 20 martie, ca o concluzie, intrarea soarelui în casa noua arată că pot apărea noi provocări în plan intelectual, se pot angaja irreversibil în procese, în proiecte interesante, se pot adapta la un nou stil de lucru, timpul liber poate fi ușor restricționat din acest motiv, dar vor găsi o conduită temperată de a face față acestor provocări și se vor anula anumite situații șubrede prin aceste mutații radicale în plan personal și prin decizii fără echivoc și, bineînțeles, nu în ultimul rând, își vor schimba filozofia de viață, totul o cere, de evitat însă acțiunile nemotivate și trebuie într-adevăr dirijată corect energia afectivă care va culmina pe 28 martie. Revenim cu nativii Fecioară după publicitate. Am revenit să vedem acum ce aspecte avem zilele următoare, mai exact până la sfârșitul lunii martie, pentru nativii Fecioară. Casa 8-a este cea mai încărcată în această perioadă pentru nativii Fecioară, de aceea ei sunt prinși în niște conflicte care țin de bunuri și de bani deținuți în comun cu alții. Este o perioadă în care atenția lor le este solicitată de chestiunile financiare sau de nevoia de a încheia anumite situații nerezolvate sau anumite litigii împreună cu un fost partener, un fost asociat ca urmare a unei despărțiri, a unei plecări sau chiar a unui divorț. Fecioarele își reglează acum socotelile cu trecutul și este o perioadă foarte bună chiar pentru achitarea unor datorii sau recuperarea unor bani. Nu este de bun augur ca fecioarele să îi împrumute pe alții cu bani în această perioadă dacă nu reușesc, dacă li se solicită și nu reușesc să împrumute pe cineva. Înseamnă că ei sunt ghidați de sus să nu aibă banii necesari pentru că altfel chiar s-ar putea să-i piardă. În schimb, fecioarele pot să facă acum un credit sau o investiție cu efecte pe termen lung. Toate lucrurile, toate situațiile, toate bunurile pe care fecioarele le-au pus până acum la comun cu cineva devin prioritare. Fecioarele trebuie să-și împartă acum teritoriul, să tragă o linie și să spună până aici este al meu, de aici încolo este al tău. Și nu este vorba doar despre bunuri pe care fecioarele dețin în comun cu soțul sau prin asociere într-o firmă, ci este vorba despre o energie de separare absolut necesară în viața fecioarelor cu orice om. Fecioarele trebuie să-și stabilească foarte clar teritoriul și implicarea în viața celorlalți. De exemplu, nativii fecioară trebuie să știe până unde se implică în viața prietenilor. Să respecte teritoriul prietenilor, să respecte spațiul personal. De asemenea, în relația cu copiii, să ne gândim că îl avem pe Pluto în Capricorn și este o perioadă foarte bună ca multe fecioare să dea drumul puiilor să zboare. Este, iată, destul de încărcată din punct de vedere emoțional perioada pentru nativii fecioară, care sunt cu care țin acum de capătul unei spori care nu vor să-i dea drumul. E bine, benefic pentru toate părțile implicate și pentru prieteni și pentru familie, mai ales pentru copii, este ca fecioara să dea drumul capătului pe care îl țin, să deschidă palmele și să le permită celorlalți să zboare. Fecioarele este foarte bine ca în această perioadă, la sfârșit de lună martie, să își îndrepte atenția strict spre teritoriul personal. De exemplu, spre colțul de bucătărie sau spre jumătatea de pat din dormitor pe care o folosesc și nici de cum spre ceea ce au de rezolvat alții. Fecioarele să-și vadă acum doar de drumul lor și pentru că altfel vor suporta peste
6 luni de zile, să ne gândim că pe 28 martie este lună nouă în Berbec, deci peste 6 luni va fi lună plină în Berbec. Dacă acum nu se așează și nu-și delimitează teritoriul, vor suporta peste 6 luni de zile niște consecințe, adică reproșuri, pierderi financiare, regrete. Este bine ca fecioarele să nu se amestece deloc în deciziile celorlalți, nici măcar cu titlul de sugestie. Pentru că orice sugestie pe care fecioarele o fac la sfârșitul acestei luni se va întoarce împotriva lor și va veni copilul și va spune tu m-ai pus. Sau va veni un prieten și îi va spune n-ai avut dreptate și s-a întâmplat din cauza ta. Deci este foarte bine ca fecioarele să fie prudente, acesta este cuvântul cheie pentru nativii fecioară, prudența, pentru că altfel vor suporta consecințe care în acest moment sunt inimaginabile. De asemenea, fecioarele este bine să nu exagereze, să nu se precipite, să lase lucrurile să se întâmple în voia lor, pentru că nu este momentul de presiune și nici de exagerare. Atâta timp cât fecioarele își depășesc atribuțiile și limitele și fac mai mult decât trebuie, ele vor fi percepute ca niște agresori și vor fi respinși. Este important ca fecioara să-și respecte locul și să știe limitele ca să nu aibă consecințe în viața celorlalți. Un alt marcaj pentru fecioare, eliminarea naivității din orice domeniu în această perioadă. De asemenea, nu trebuie să se îndoiască de sine și nici de aspirațiile lor. Trebuie să aibă foarte mare încredere în ceea ce demarează. Există și anumite deblocări care se fac obligatoriu în viața acestor nativi, iar deciziile și acțiunile vor fi afectate de karma saturniană. Cu alte cuvinte, pot apărea situații care îi scot total din cotidian, îi solicită la maximum și îi și obligă să reformuleze și să se schimbe, transforme. Trebuie să învețe să nu mai facă anumite lucruri care le-au adus situații poate de neșansă sau chiar de bucluc uneori, să înțeleagă din experiențele trecute mesajul, dar să nu se mai raporteze și să nu se mai identifice cu ele sau cu necazurile provocate. Și de asemenea trebuie să înțeleagă complexitatea pedepselor la nivel spiritual, care acum s-ar putea să-i copleșească. Cu siguranță sunt anumite domenii pentru nativ fecioară care devin copleșitoare printr-un soi de penitență pe care pare că o ispășesc. Este un adevărat exercițiu de rezistență până la sfârșitul lunii. Trebuie să regleze anumite conturi cu cei cu care încă nu au reușit și să premediteze anumite acțiuni în scopul performanței. Deci, atât este foarte important pentru ei să gândească foarte bine și structurat anumite acțiuni. Ar putea fi finalul situațiilor neplăcute de luna trecută pentru acele fecioare care trec la acțiune și care se vor strădui să nu mai repete aceleași greșeli. Concluzia este că reînnoirea individuală este radicală și definitivă, iar evoluția spirituală poate fi impulsionată de mesajele karmice ușor mai dure de data aceasta, dar care îi ajută într-un mod revoluționar să-și îndeplinească menirea. Să mergem mai departe să vedem balanțele ce au de înțeles zilele acestea. Revenirea la normalitate. Aceasta este starea de spirit pentru nativii balanță în a doua jumătate a lunii martie și vestea cea bună pentru balanță, care le va pica foarte bună, este că pentru această normalitate care se reinstalează în viața lor, nu trebuie să facă nimic. Ori balanța cel mai bine se simte într-o stare de pasivitate în care lucrurile vin spre ea și care nu le scoate din confort. Dimpotrivă, acum lucrurile se mișcă în jurul lor, balanțele sunt excelenții spectatori și privesc cum toți ceilalți își aranjează viața și cum lucrurile în baza deciziilor celorlalți li se aranjează și pentru ei. Nativii balanță se întorc la un vechi confort, își reiau un stil de viață sau un fir al lucrurilor pe care nu l-au mai avut de ceva timp. Este ca și cum la sfârșitul lunii martie acum balanțelor li se închide un cerc.
De exemplu, balanțele care au fost detașate într-un anume post acum un an, 2-3, se întorc pe același post. Balanțele care au avut niște schimbări radicale în viața de familie, de exemplu, a venit cineva să locuiască cu ele, din nou se eliberează pentru că pleacă intrusul. Este o perioadă foarte bună în care balanțele simt că se aleg cu mai mult spațiu, respiră mai ușor și sunt derogate de niște responsabilități și presiuni. Le este mai ușor balanțelor, simțul datoriei nu mai este necesar să fie la fel de ridicat ca până acum și sentimentul acesta de liber, de gol în jurul lor, le dă și o libertate pe care au căutat-o de mult și pe care până acum n-au prea găsit-o. Iată că a venit momentul ca balanțele să se regăsească în propria viață și să nu se mai împiedice de ceilalți. Adică balanțele care au găsit o felul de scuze sau au amânat niște lucruri sau au trebuit să se sacrifice sau să-i pună pe alții pe primul plan din cauza, de exemplu, că cineva a fost bolnav și a trebuit să-l îngrijească sau cineva din familie n-a mai câștigat bani și atunci balanța a trebuit să-i suplinească pe toți. Iată că aceste persoane care au reprezentat pentru balanțe chiar o povară își rezolvă problemele. Rezolvarea problemelor balanței vine prin rezolvarea problemelor celor din jur. Deci cea mai bună veste pentru balanțe este acum că ceilalți vor fi foarte bine și în sfârșit și acești nativi încep să își trăiască viața într-un ritm în care se simt mult mai comod. De asemenea, ar trebui evitat în această perioadă, este foarte important, pornirile de moment care pot influența scopurile importante. Pot apărea schimbări de fond în relația cu ceilalți, dar aceste schimbări sunt favorabile valorificării optime a relațiilor, deci să nu se sperie. Este un moment de autoanaliză relațională și la ei. Confuziile pot veni pe 24 martie pe acea opoziție Mercur-Jupiter, pe fondul aprecierii subiective a situațiilor. Deci, iată, pe lângă faptul că li se cere să nu aibă porniri instinctuale, impulsive, li se cere și să nu aprecieze subiectiv, ci evident obiectiv situațiile prin care trec. Pot apărea conflicte privind vechiul și noul, adică să se hotărască la ce renunță, cum merg mai departe, în ce variantă, cu cine, care sunt asocierile care sunt de perspectivă, care sunt cele care îi frânează și așa mai departe. Să nu se cramponeze de asemenea de lucruri fără motiv, pentru că Pluton poate să-i atragă în capcana aceasta de a se crampona de situații care sunt într-adevăr obstacole, dar care nu sunt totuși relevante. Pot căuta în interior cauzele tuturor lucrurilor care li se întâmplă și trebuie să aibă satisfacția rezultatului dorit. Deci, practic, orice problemă, orice dilemă, orice conflict ar avea nativii balanță în această perioadă, răspunsul și rezultatul este în interiorul lor și nu în conflictele exterioare, ca o concluzie. Intrarea soarelui însemnă o opus și fenomenul de lună nouă de pe 28, tot în Berbec, în semn opus, acutizează obligația observării și a cercetării propriei existențe. Nu se vor plictisi să lupte pentru ceea ce îi reprezintă cu adevărat, chiar o vor face, pentru că nu mai suportă lucrurile nespirituale și simt nevoia să se raporteze la un sistem corect de valori. Este această necesitate a concilierii cu cei din jur care îi face să înțeleagă că oricât de mult și-ar dori această conciliere, esențialul nu este conflictul, ci să ajungă la un rezultat. Mergem mai departe să vedem pentru nativii Scorpion. Ce aspecte avem? Balanțelor le recomandai o atitudine obiectivă asupra vieții. Scorpionii sunt în această perioadă pe care o analizăm la polul opus, pentru că ei dau dovadă de un subiectivism ieșit din comun. Scorpionii filtrează acum totul prin prisma experienței personale și fac o mare greșeală și nu prea se pot abține de la asta, să amestece viața personală cu viața profesională. Toată încărcătura de planete este pe segmentul profesional, iar balanțele au acolo efectiv un cocktail care poate să fie un cocktail de substanțe toxice, poate să fie un cocktail molotov care să degaje foarte mult fum și să le intoxice pe nativii Scorpion. Scorpionii, chiar având
acum, din punct de vedere, râdem, glumim, dar scorpionii având acum, din punct de vedere medical, un risc de intoxicare sau de otrăvire cu diverse substanțe pe care le inhalează. De asemenea, este o perioadă foarte proastă din punct de vedere medical pentru scorpioni în ceea ce privește relația cu anestezicele sau cu orice fel de substanță pe care nu o tolerează organismul. Să aibă foarte mare grijă la ce anume își administrează sau la reacțiile alergice. Deci, atât un avertisment foarte serios pentru scorpion pe segmentul de sănătate. Altfel, amestecul acesta între viața personală și viața profesională poate să producă suficient bârfă și destul scandal încât nativii scorpion să fie destul de judecați sau discreditați, astfel încât să fie și convocați de către superiori în vederea unei explicații lămuritoare. Scorpionii, acum este bine să separe foarte clar planurile și să privească puțin spre viitor. Scorpionii care reciclează acum energie din trecut, care încearcă să obțină ceva ce au mai avut, nu prea au șanse de reușită. Tot ceea ce este bun pentru scorpioni este în față, îi așteaptă înainte. Destinul în continuare veghează pentru scorpion din casa 11-a din Fecioară, care este casa idealurilor și a planurilor pe termen lung. Scorpionilor le trebuie foarte multă perspectivă. Concluzia? Este foarte bine pentru scorpionii să fie foarte atenți la ceilalți, să nu ia decizii trecând peste alții și de asemenea să se aștepte la câteva săptămâni în care vor fi în contact cu suferința altora. Scorpionii sunt foarte buni consilieri acum și ei sunt cei care îi alină pe alții într-un proces dureros sau de tranziție sau care implică suferință și boală. Da, vorbeam despre această maturizare evidentă a nativilor scorpion. Acum intrarea lui Marte și a Soarelui în semn opus le dă posibilitatea să pună în aplicare calitățile lor de lider. Este decisivă perioada care urmează prin punerea planurilor de viitor în practică. Exact cum spuneai și prin ajutorul pe care îl vor oferi celorlalți, sunt și remarcați această conjuncție de pe 25 martie le poate permite activități prospere, câștiguri fructuoase, poate influența planul material foarte frumos și chiar va exista o tendință explicită de acumulare și de tezaurizare sau negocieri în stil propriu și colaborare cu parteneri de afaceri reprezentativi. Poate fi însă penalizată imaturitatea de orice fel în negocierile care au loc. Deci ei, chiar dacă sunt norocoși, chiar dacă au aceste oportunități fără doar și poate, chiar dacă atrag parteneri calificați și de perspectivă, totuși nu trebuie să fie nici influențabili, nici naivi, nici imaturi. Deci trebuie să dea dovadă de o impecabilă acuratețe în a-și negocia interesele. Și trebuie să planifice totul cu grijă, să-și susțină punctul de vedere până obțin ceea ce își doresc, pentru că s-ar putea să existe persoane care intră în competiție și doresc să-și mențină ele punctul lor de vedere. Vor utiliza destul de mult energia mentală pentru a obține beneficiile acestea materiale și trebuie să decidă că pentru a avea încredere totală în cineva, ar trebui ca aceste persoane să fie oameni cu putere de decizie, oameni cu personalități puternice, cu adevărate personaje și oameni care să vină către ei cu propuneri de proiecte de forță. Ca o concluzie, există o mare capacitate pentru scorpion de a netezi asperitățile în această perioadă de orice fel, iar dacă au avut deziluzii, le pot transforma în progres, folosind lecțiile învățate până acum constructiv. Să vorbim acum și despre maestrii lecțiilor karmice din această perioadă. Pe numele lor săgetători. Pe numele lor săgetători, da. Săgetătorii au un singur motto în această perioadă. E timpul ca totul să fie despre mine. Pentru că încărcătura de planete din casa a cincea, în primul rând, le atrage atenția asupra faptului că este imposibil în viața asta și în oricare viață să iubești mai mult pe alții decât te iubești pe tine, pentru că ajungi în punctul de sacrificiu. Toți săgetătorii care s-au sacrificat sau care i-au pus pe alții pe locul întâi, într-un fel sau altul se retrag din prim plan.
ori suportă probleme medicale, ori ajung în punctul în care nu mai au de unde să dea, nu mai pot să-i sprijine pe alții cu bani pentru că nu mai câștigă ei suficient și iată că săgetătorii își retrag ambasadele din viața celorlalți și se ocupă de problemele personale. Săgetătorii sunt puși la zid de excesul lor de generozitate și de responsabilitate. Pentru că, insist pe acest fapt, pur și simplu se văd în imposibilitatea de a mai oferi. Și săgetătorii sunt constrânși acum de sufletul lor, de nimeni altcineva din jur, ci doar de sufletul lor, să își dea atenție și să-și ofere lor timp, energie și plăcere. Săgetătorii care nu fac ceea ce le place, care nu se ocupă de rezolvarea problemelor personale, care nu se pun pe ei pe locul întâi, și acesta este un avertisment foarte serios, o vor duce din rău în mai rău, ei somatizând foarte mult acum, deci riscând să-și atragă foarte multe probleme medicale. Altfel, ei se trezesc în situații de conflict și automat de mediere între persoanele iubite. Săgetătorii sunt acum prinși la mijloc ca într-o menghină. Trebuie să împace soțul cu unul dintre copii. Trebuie să împace părintele cu socrul. Trebuie să împace doi prieteni. Există foarte multe plângeri care vin spre săgetători. Săgetătorii nu pot neapărat să facă ceva, ei se simt și destul de neputincioși. Am spus că săgetătorii sunt puțin scoși pe bară din viața altora, dar ei sunt ca un fel de centru de primiri urgențe. Și măcar lumea vine și se descarcă, dar săgetătorul trebuie să aibă înțelepciunea doar de a asculta și nu de a interveni și de a-și asuma responsabilități. Copiii, de exemplu, pot să intre în conflict sau se pot simți defavorizați. Poate exista o formă de concurență pe care săgetătorii să o medieze. De exemplu, unul dintre copii să vină cu reclamația că a primit fratele sau sora mai mult decât el. Depinde foarte mult și de nivelul de evoluție al familiei în care se regăsesc săgetătorii, pentru că ei vor trebui acum să facă o ierarhie foarte clară și să pună pe fiecare om din viața lor pe locul potrivit. Da? Adică săgetătorii nu vor mai pune nici copilul mai presus de ei, nu vor mai pune nici problemele soțului pe locul întâi. Săgetătorul se va orienta în funcție de nevoile, dorințele și plăcerile personale. N-ar fi rău ca săgetătorii să se retragă puțin din peisaj, să plece de tot, să dispare efectiv din casă sau de la locul de muncă, să-și ia un concediu, să-și ia o vacanță și să se ducă măcar câteva zile să-și încarce bateriile în preajma unor persoane lângă care se simt foarte iubite. Un prieten foarte bun, casa părintească, un copil care locuiește departe și de unde săgetătorul, de la care săgetătorul să se întoarcă vesel și foarte bine dispus. Este foarte importantă selecția oamenilor din viața săgetătorilor. Nu mai pot să ducă vampiri energetici, nu mai pot să ducă oameni care doar le cer. Săgetătorii este cazul să se înconjoare de un mediu plin de afecțiune unde se simte energie, respectat și apreciat. Și optimism, dacă nu există, dacă nu există nimeni sau niciun loc unde pot să meargă să-și culeagă afecțiune, atunci este bine să se izoleze și să rămână singuri. Există un soi de asalt despre care vorbeai și acești vampiri care vin către nativii săgetători, un soi de asalt din partea destinului de a înțelege exact unde este deviat drumul și unde sunt exact pe linia corectă. Și în acest proces de a înțelege unde sunt pe pasarela corectă și unde sunt în afara liniei de destin, există oarecare uzură în acest moment, pentru că fac un efort săgetătorii să înțeleagă care este diferența între cele două situații, găsindu-se în momentul prezent, câteodată, poate pe parcursul aceleiași zile, pe ambele tronsoane. În anumite activități sunt pe drumul corect, dar în anumite activități sunt total pe direcția greșită. Regândirea aceasta din temelii a metodei de abordare a problemelor obosește, uzează. De aceea este foarte important, exact cum spunea Valeriu, să se gândească la o vacanță, la un moment de relaxare, la asta, în preajma unor persoane
pozitive, optimiste și să evite, fără doar și poate, acești vampiri care vin doar cu solicitări. Există chiar o diferență între oportunitățile vizate și cele existente. Alt moment în care săgetătorii sunt devitalizați. Practic, trebuie să vadă, domne, unde este realitate, unde este pertinent, unde pot pune în practică și unde este doar ficțiune. Există un posibil acces la informații de natură secretă și un ajutor venit pe filieră nesperată. Anumite concepții de viață în această perioadă îi pot clătina destul de mult, în sensul că vor înțelege altfel viața, altfel lucrurile, altfel persoanele cu care interacționează. Obligatorie este deschiderea către spiritualitate, evident. Ca atare vor fi sancționate drastic concepțiile materialiste. Deci nu vom mai vedea săgetători care se vor orienta strict spre zona care pun banii financiară pe locul sau care pun banii pe locul întâi sau lucruri legate de aspectul fizic. Nu. Ei trebuie obligatoriu să se îndrepte spre partea spirituală, pentru că altfel vor fi foarte drastic sancționați. Trebuie într-adevăr să lupte pentru ca anumite situații și activități să vină în folosul lor. Există o tentă de originalitate în această perioadă dată de luna neagră și, de asemenea, ar trebui să devină foarte buni profesioniști. Pentru cei care până acum, să spunem, au neglijat acest aspect, un alt lucru important, luna neagră îi ajută să înțeleagă anumite aspecte legate de matca originară. De modul în care au pornit inițial la drum. Vom vedea săgetători care se pot întoarce la un mod de a funcționa pe care l-au avut poate în studenție, la o activitate pe care au făcut-o când erau adolescenți sau la situații pe care nu le-au mai gândit de foarte mult timp. Acest grad delicat la care se află Saturn acum în semnul lor arată faptul că și chiar și soarele astăzi la același grad analitic într-o casa finalităților, în casa patra pentru săgetători, arată faptul că se ia în calcul eliminarea elementelor care le făceau rău săgetătorilor, a situațiilor pe care le-au tratat eronat. Deci trebuie regândite și reactualizate. Nu mai au voie să facă niciun soi de greșeală în acea zonă. Există marca ca o concluzie a unui mic complot al destinului de tipul cum îl facem pe nativul săgetător să se apropie cât mai mult de această matrice inițială, de această matcă, spuneam, originară, și să pornească iar la drum. Adică nu este neapărat ceva copleșitor, dar este ceva care cu siguranță îi solicită din punct de vedere energetic foarte mult. Nu știm însă, pentru că nu ghicim, ce pârghii vor folosi aceștia, dar cu siguranță vor fi participanți care ar trebui să iasă și premiați la anumite testări, proiecte, activități cu tentă obligatoriu karmică. Mergem mai departe să vedem pentru Capricorn ce vești aducem. Capricornii sunt și ei destul de încercați, numai că există un proces de transformare și de reinventare care pentru orice Capricorn este benefic. Pentru că sfârșitul de martie pentru acești nativi înseamnă ieșirea dintr-o stare de plafonare. Ori știm foarte bine că plafonarea, deci punctul acela limită, fundul sacului, este cel mai rău lucru care se poate întâmpla pentru un Capricorn. Un Capricorn care n-are unde să mai urce, nu poate să se mai cațere. Un Capricorn care este imposibil să avanseze sau să meargă înainte, este un Capricorn care se simte pierdut, dacă nu chiar ratat. Iată că săptămânile pe care le analizăm acum le aduc Capricornilor chiar o luminiță la capătul tunelului, pentru că lucrurile se mișcă. Și dacă pentru alte zodii transformarea și acest tumult energetic sunt resimțite ca pe o povară, pentru Capricornii aceeași frământare și aceeași energie de creație este un bine îndelung așteptat. Capricornii suferă sau suportă tot felul de schimbări în viața de familie sau în condițiile de locuit. Fie se gândesc să redecoreze, fie se gândesc să își schimbe locuința. Este ceva ce nu le mai place, le este dor de ceva. Venus retrogradă pentru Capricorn aduce cuvântul dor. Le dor de ei înșiși, le dor de libertate, le dor de o vacanță, le dor de un stil de viață pe care l-aveau și fac toate demersurile necesare să ajungă în acel punct în care au mai fost și care știu că le face foarte bine. De aceea Capricornii își schimbă în mod radical chiar obiceiurile de viață.
ei renunță acum poate, de pildă, la un viciu sau renunță la ceva ce nu le mai priește sau renunță, de exemplu, la un program haotic. De pildă, capricornii pot să hotărască să se mobilizeze, să fie mai matinali, să înceapă mai devreme ziua de lucru. În orice caz, capricornii au un moment de impuls, de zvâcnire și de ieșire dintr-un blocaj. Deblocarea este este cuvântul care îi face pe capricorn să prindă aripi. De asemenea, este nevoie și de un avertisment pentru acești nativi care pot să reacționeze destul de agresiv. Planetele în casa a patra le dau și o anume rezistență și o opoziție la tot ceea ce vine către ei. De aceea Capricorn este bine să separe viața lor de viața altora și să înțeleagă că sunt anumite aspecte asupra cărora de fapt n-au niciun drept să decidă. Și ei este bine acum să-și vadă limitele, să nu se amestece întrebările altora, pentru că știm foarte bine, dacă dai sfaturi, am mai vorbit despre asta, o să fii de vină. Deci nici măcar să nu intervină prin consiliere sau printr-o simplă părere capricornii acum în viața altora, pentru că s-ar putea să stârnească reacții adverse și să se trezească în mijlocul unui scandal. Capricornii își dau acum alt loc în viața lor și se pun acum pe alt loc în viața altora. Această axă a caselor 40 fiind cea mai solicitată pentru ei și iată că în sfârșit capricornii au o conștiință a valorii personale care nu depinde de alții. Deci capricornii își dau valoare în funcție de ei. Când vor fi întrebați, da, cine ești tu? Capricornii în acest moment își vor da seama că ei nu sunt soțul sau soția partenerului, nu sunt tatăl sau mama copiilor, sunt niște ființe care redescoperă bucuria de viață, care redevin active, da. Se bazează pe propriile forțe și își recâștigă foarte multe din drepturile pe care le-au avut cândva. Este o perioadă în care capricornii revin la o energie care lor le dă putere și la un stil de viață care îi face să se simtă confortabil. Este foarte importantă această modificare de personalitate care putem spune că nu se va afirma cu adevărat, deși ei sunt într-adevăr într-un colimator interesant din punct de vedere al afirmării pe personalitate, dar totuși nu se vor simți cu adevărat ei înșiși până când nu vor fi plătite toate datoriile karmice, lucru despre care ne vorbește Saturn în ultima casă astrologică și Pluton în semnul lor pe ascendent. Se face simțit în această perioadă ecoul eforturilor depuse anterior, dar și al greșelilor făcute anterior. Deci iată de ce este foarte important ca nativii capricorn să nu se supere nici acolo unde există, sigur că da, situație mai delicată, pentru că se pare că acolo nu sunt susținuți așa cum și-ar dori pentru că au mai și greșit, dar să și mulțumească, să-i mulțumească destinul și lui Dumnezeu acolo unde au situații foarte bune, pentru că acolo este clar că lucrurile au fost făcute așa cum trebuie. De evitat acțiunile, activitățile fără substrat spiritual, încă o zodie foarte încercată din acest punct de vedere, cu raportare obligatorie la divin, deblocarea este obligatorie și sub toate aspectele. Acolo unde apare, spre exemplu, un soi de dificultate, se cere negocierea cu persoanele respective. De asemenea, pot apărea factori decizionali importanți care să le marcheze viața nativilor Capricorn, pentru că Saturn reprezintă și autoritățile și cu siguranță ei în acest moment depind de oameni cu putere de decizie sau cu autoritate. Le recomandăm reducerea la minimum posibil a discuțiilor dure. Ei ar trebui să meargă pe o linie pacifistă în această perioadă, să încerce să meargă la fondul problemelor, să le schimbe total și nu să le acceseze doar din punct de vedere conflictual al discuțiilor de suprafață, pentru că Pluton oricum demonstrează că ei sunt foarte încercați din punct de vedere psihic. Nu le mai trebuie și alte conflicte, nu le mai trebuie și această uzură psihică care, sigur că da, știm foarte bine că duce la boală. Dacă a apărut o problemă, trebuie tratată pe loc, dar spuneam cu această chirurgie a înțelepciunii și de asemenea ar trebui găsită motivația optimă a acțiunilor în care intră. Revenim după publicitate și cu previziuni pentru nativii vărsători.
Am revenit, să mergem mai departe, să vedem ce aspecte avem zilele următoare pentru nativii vărsători. Recomandam foarte multor zodii stăpânire de sine, temperarea emoțiilor sau autocontrol. Va fi imposibil să facem această recomandare vărsătorilor, pentru că ei acum dau pe din afară, se revarsă din toate punctele de vedere și mintea lor zboară în foarte multe direcții. Este ca un zmeu mintea vărsătorului, care se înalță din ce în ce mai sus și atrage din ce în ce mai multe situații pe care le multiplică. Este o perioadă de maximă fertilitate intelectuală pentru acești nativi. Ei din aproape în aproape reușesc să concretizeze lucruri pe care n-au reușit să le pună la punct în ani de zile. Este foarte bună perioada pentru materializare și pentru clarificarea unor situații de viață. În primul rând, vărsătorii își dau foarte clar seama ce își doresc și ce nu își doresc, de la ei și de la alții. Își dau seama pe ce oameni pot să se bazeze. Este o perioadă foarte bună din punct de vedere relațional. Casa a treia este hiperactivă pentru acești nativi. Prin urmare, ei accesează foarte ușor relațiile. Pot să cunoască oamenii care îi ajută să-și rezolve o problemă. Iată încă o zodie care are parte de intervenție miraculoasă a unor persoane în viață, persoane care vin acum cu foarte multe dezlegări sau daruri. Vărsătorii, de asemenea, intră într-o perioadă în care sunt ahtiați după cunoaștere. Nu le ajunge informația, nu le ajunge cât au citit, nu le ajunge cât știu. Ei devin foarte sensibili la tot ce înseamnă tehnologie și nevoie de acumulare informațională. S-ar putea să își schimbe telefonul sau să se conecteze la o nouă rețea de socializare sau să își cumpere un laptop, un GPS, orice fel de dispozitiv care îi ajută să se conecteze mai ușor la toată lumea. Există o nevoie de globalizare a vărsătorului, o nevoie de a ști tot ce se întâmplă în viața celorlalți și vor fi chiar foarte activi din punct de vedere social. Tot ceea ce învață vărsătorii acum îi dezvoltă. Foarte mulți se pot înscrie la studii, pot să se apuce de cursuri, pot să înceapă niște specializări sau pot să își depună tot felul de dosare sau să se înscrie la examene finalizate cu certificări. Și ei sunt niște agenți de coagulare a energiilor, vărsătorii aduc oamenii împreună, am spus deja că socializează foarte mult și primesc acum în viața lor roadele pe care le-au semănat de-a lungul timpului. Vărsătorii care au fost foarte activi și implicați în viața celorlalți vor găsi din senin oameni activi și implicați în viața lor. Totuși, ce este de remarcat pentru vărsători este că beneficiile nu le vin prin cunoscuți sau le vin prin prieteni care le intermediază anumite reușite cu ajutorul unor persoane străine. Deci străinii sau chiar persoanele din străinătate sau persoane aflate la mare distanță de casă joacă un rol semnificativ acum în viața vărsătorilor. Cum se și spune, mai bine te ajuți cu un străin decât cu propriul frate sau cu cineva apropiat din familie. Chiar așa este cazul în această perioadă pentru vărsători. Vărsătorii oricum sunt zburdalnici, iar această polivalența lor, această împrăștiere a lor, această proliferare a ideilor îi face să fie cu un pas înaintea tuturor. Foarte greu să țină cineva pasul cu vărsătorii. Este foarte bine ca ei să se tempereze în situațiile de comunicare. Vărsătorii trebuie să se aplece foarte bine asupra explicațiilor pe care le dau și asupra mesajului, pentru că s-ar putea la sfârșitul lunii martie să fie neînțeleși. Vărsătorii s-ar putea să creadă că ceilalți din două cuvinte au înțeles și au vrut ei să spună, dar de fapt realitatea să fie cu totul alta. Să încetinească puțin ritmul, să dea mai multe explicații, să fie puțin mai analitici și mai puțin metaforici. De asemenea, este o perioadă care testează foarte mult așteptările vărsătorilor de la ceilalți. Ei sunt destul de activi și atunci pun presiune pe ceilalți și ceilalți nu duc la fel de multă presiune cât pot să suport acum vărsători. Da. Sunt mult prea solicitanți și vreau să fie obositori. Este o perioadă în care
ceea ce își doresc vărsătorii vine spre ei acum mai devreme decât se așteptau și pe căi absolut misterioase și incredibile. Dacă vor să obțină rezultate, vărsătorii este foarte important să nu se întrebe cum se va întâmpla. Rezolvarea trebuie să fie lăsată la latitudinea Universului și cu siguranță lucrurile acum li se vor întâmpla în alt fel decât ar fi putut ei să-și închipuie cu mintea. Deci să meargă mai mult pe intuiție și să nu se preocupe de mijloacele prin care se vor întâmpla lucrurile, să lase lucrurile să curgă și să vină spre ei prin oameni, mai ales prin persoane străine. Există o putere la nativii vărsători zilele următoare, până la sfârșitul lunii mai exact, puterea de a începe ceva nou grație acestei conjuncții despre care vorbeai, Venus-Mercur acum pe casa a treia pentru ei, și capacitatea de a evalua corect propunerile celor cu care vin în contact. Deci s-ar putea să vedem vărsători care intuiesc că poate sunt la o discuție în care doi prieteni, doi asociați discută despre ceva și ei intuiesc perspectiva unei afaceri foarte prospere din această discuție pe care poate unor chiar o prind din zbor. Culeg din aer. Da, din aer. Există și o protecție în situații limită. Sunt ajutați de un soi de premoniție. Vom vedea mulți vărsători care acționează pe zona aceasta ezoterică acum și chiar de simțuri extrasenzoriale. Pot apărea interacțiuni care au însă nevoie de o analiză la acest nivel, cărora nu le mai dau de capăt altfel și chiar au nevoie de premoniția aceasta despre care vorbeam pentru a ajunge la un răspuns favorabil. Și asta pentru că și nivelul provocărilor prin care trec vărsătorii depășește obișnuitul. Și atunci, evident, li se dă și soluția sau li se dau și pârghiile mai neobișnuite pentru a rezolva situații la rândul lor neobișnuite. Vor beneficia întru totul de oportunitățile jupiteriene reflectate în casa veniturilor semnificative în această perioadă. Dacă există procese, se vor soluționa favorabil, iar dacă există promisiuni financiare, se vor materializa. Cheia succesului, ca o concluzie pentru nativii vărsători, este dirijarea cu o măiestrie impecabilă a emoțiilor într-o zonă pozitivă. Deci rămâneți pozitivi, optimiști, pentru că veți avea șansa de a aprofunda lucruri care duc la beneficii neașteptate și, de asemenea, întreaga existența vărsătorilor trebuie spiritualizată cu cei doi gardieni, am mai vorbit despre ei în zodii conexe, Neptun în Pești și Pluton în Capricorn și oricum și Neptun într-o casă tot spirituală. Vor căpăta, practic, putem spune fără a greși, propria identitate spirituală în această perioadă. Să mergem mai departe să vedem peștii ce au de făcut zilele următoare. O să fac o afirmație paradoxală. Peștii sunt pe punctul să clacheze, dar este de bine pentru ei. De ce spun asta? Pentru că încărcătura de planete pe casa a doua, care este a banilor și a resurselor, îi exasperează acum pe acești nativi, care se simt atât de presați încât riscă, de fapt nu ei riscă, ceilalți riscă, să închidă telefonul, să închidă ușa și să nu mai permită accesul nimănui la viața lor. Deci peștii sunt în situația în care trebuie să se scuture. Au foarte multe persoane care se agață de ei. Sunt foarte multe persoane care se plâng la nativii pești. Sunt foarte multe persoane care le cer bani peștilor sau care consideră că li se cuvin anumite avantaje din partea peștilor. Și peștii se trezesc puțin la realitate, deci atât că este o perioadă de revigorare pentru ei, se trezesc la realitate și încep să își redobândească puterea personală. Stai puțin că nu este chiar așa. Peștii învață să își reprioritizeze oamenii în viața lor și înțeleg că există anumite lipitori care sunt niște devoratori de resurse personale. Deci peștii încep să nu să nu mai piardă timpul, da? Chiar dacă asta presupune mai multă izolare, peștii acum simt nevoia să taie anumite legături, să nu le mai permită celorlalți să le consume niciun fel de efort. Și ei sunt o zodie selectivă, ca și peștii, amândouă zodiile fiind guvernate de Jupiter. Și acum simt nevoia să caute compania benefică.
Deci peștii nu vor tolera în preajma lor pe nimeni care se plânge sau care are o problemă pe care nu vrea să și-o rezolve. De aceea este de așteptat ca nativii pești să aibă niște reacții impulsive, intempestive și foarte drastice, foarte categorice în relația cu oamenii care încearcă să abuzeze de ei. Nu se mai lasă abuzați peștii. Și iată, din acest punct de vedere, spuneam că afirmația inițială care era peștii vor claca, îi remontează și îi face să își asume puterea asupra propriei vieți. Punctul sensibil în viața peștilor acum este cel financiar, pentru că ei simt că au foarte multe cheltuieli și foarte multe datorii de achitat. Jupiter în balanță, în opoziție cu planetele din Berbec, nu este de până augur, pentru că peștii acum s-ar putea să se înhame la niște plăți care să le depășească veniturile sau care să-i limiteze, să-i restricționeze. De asemenea, peștii sunt în punctul în care trebuie să dea niște bani din urmă, să închidă niște socoteli sau chiar să regleze foarte clar situații nerezolvate asupra unor bunuri pe care le dețin în comun cu altcineva. Deci este o perioadă de finalizare, de clarificare, de separare, în care peștii vor avea inclusiv de ales dacă preferă să își ia niște angajamente foarte serioase pe termen lung care îi restricționează, care îi limitează, sau dacă mai așteaptă alte oportunități. O concluzie? Este un sfârșit de lună în care deciziile benefice pe care le au peștii vin prin foarte multă presiune din exterior. Deci iată că forța cu care alții îi presează acum pe nativii pești duce la rezultate favorabile, la o descătușare, la niște decizii foarte categorice pentru pești. Eu am înțeles, pe lângă aceste decizii categorice, și cerințele lui Neptun, adică trebuie să înțeleagă exact, mai exact ce vine și ce nu vine de la Dumnezeu, unde este voia lui Dumnezeu și unde este propria lor voință, unde este propria lor voință s-ar putea să se potignească, să se blocheze anumite proiecte sau anumite speranțe. Cu Pluton în casa a 11-a pentru ei este o predispoziție de a exista pusee, de a face bine, oarecum un bine cu forța către ceilalți. Nu le recomandăm acest lucru, este bine să facă foarte mult bine, mai ales că ei sunt un fel de mentor spiritual în această perioadă, dar trebuie evitat această situație de a se de a-și dori să le impună celorlalți un stil de viață mai bun dacă aceștia nu și-o doresc. Deci ar trebui să meargă pe acele activități care au un grad mare de energie benefică. Există și o capacitate de evaluare corectă a diferitelor situații financiare, deci vom vedea pești care vor ști exact în ce situație se află atât ei cât și cei din jur. Vor înțelege, iarăși un lucru interesant și acest aspect se întâmplă grație lui Saturn, în domiciliu pentru ei, vor înțelege caracteristicile unui sistem, ale unei structuri sau ale propriei ființe. Și foarte corect vor înțelege acest lucru. Vor rezolva situații restante, tot grație lui Saturn în casa a 10-a, și convingerile proprii vor deveni foarte interesante și foarte importante, dar dacă vor fi aplicate echilibrat, adică dacă vom vedea pești care cred cu adevărat în ceva, este foarte bine să pun în aplicare planul respectiv, dar numai dacă cred cu adevărat în acel lucru. Dacă nu, bine ar fi să rămână pe linia de plutire fără să se fără să intre în acțiuni inutile. Au nevoie de a regla anumite busole pentru a se reorienta corect. Vorbeam de acea expansiune în zona financiară venită prin prieteni apropiați și chiar pot apărea șanse pornind de la discuții pur și simplu amicale. Și coerența acestor discuții este absolut fundamentală. Ar trebui să fie deopotrivă în această perioadă profesor, suplinitor și inspector. Ce vreau să spun cu asta? Nu trebuie să subaprecieze niciun aspect al discuțiilor pe care le poartă, mai ales aceste discuții care au convergență în zona financiară. Startul este foarte important și trebuie să fie foarte energic în orice acțiune și contează foarte mult să intuiască unde duc aceste activități. De evitat
acțiunile care debutează în condiții suspecte. Practic tot ce este suspect în această perioadă trebuie eliminat din start, o karmă de expansiune rafinată a conștiinței, putem spune. Iată, Valeriu, aspecte foarte frumoase avem în această perioadă, cu marcaje interesante. Să sperăm că fiecare nativ va înțelege și va extrage din ceea ce am povestit astăzi ce este cel mai de folos pentru propriul destin. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru participare. Cu mare drag, ne revedem și săptămâna următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. La revedere!